Da. Pe cum vedeți, aici intru în oraș, uitați acolo ce pe partea aia. Dacă vineam pe partea aia, la Crăciun ajungeam aici. Da. Pe cum vedeți, aici nu mai e nimic, aici e o fabrică. Aici s-a terminat manevra. Mamă, ce e acolo? Pisica. Neagră, da. S-a ascuns. Gata, și de ce. E un cocor mort acolo. Și pisica l-o geni, da, exact acolo. E cală, unde l-o geni și îl așteaptă să îl înfulece, probabil. Da, am intrat într-un oraș, nu știu ce nume are. De fapt, totul, oricum aici mi-am făcut și planul să ajung astăzi. Eu mă uit dacă aș trage tare aș ajunge la Torino, dacă aș trage tare, înțelegi? Deci de dimineață până seara aș ajunge la Torino mâine, da. Vedem cum a fi mâine, că mâine e luni, ocupație, trebuie. Vezi? Hai să nu arăt indicatorul. Ioi, că după ce avem probleme. Da, aici suntem, pe pustiu. Și acum am intrat în oraș. Și știți ce caut eu în oraș, nu? Să mă trag lângă un bar, cât de cât aproape, ca să n-am dimineață de venit înapoi la el. Acum să văd undeva unde să-mi găsesc loc să mă culc. Asta e și șmecheria. Asta e cea mai mare șmecherie. Asta e chiar o problemă acum. Vezi, aici începe problemele. Să vezi dacă nu-mi găsesc. Eu dacă nu-mi găsesc acum loc unde să mă culc, știi ce se întâmplă cu mine, nu? Am pus-o, mă culc afară. Asta e cea mai mare problemă. Deci dacă eu nu găsesc unde să mă culc, am pus-o, iară mă culc afară. Asta e, năcazul e năcaz. Să vedem. Vedem together. Vedem together unde ne culcăm. Găsim și noi un loc frumos cu un fotoliu, frumos, un televizor. Și, uite, barul e aici. Ne căutam. Cred că încolo e ieșirea, știi? Ai, ce bar este. Asta e bar mare. Aș căuta pe aici pe un vecin, mă. Știi ce? Nu e bar, magazin. Aici e magazin. Magazin de gangster, de... Trebuie, nu. Ești un italian. E magazin de gen Anglia. Exact așa sunt Anglia, magazin. De afgan, de pakistanezi, de indie. Asta e magazin din ăla. Deci, bun venit, Mircea, în Londra. Deci, se pare că încet o să mă apropii și eu. E Londra, după cum văd, mi se arată combinațiile. De-aia să m-au pus ei Moș Nicolae și din astea, că ei parcă au Crăciun. Ei n-au Crăciun, fraților. Ia numai Ramadanul și gata, da? Mai atragă clienții, știți cum e, mai fac și ei un ban. Da. Hai să vezi dacă nu, Mircea. Apam. Mamă, ce foame mi, n-am mâncat nimic, mă. N-am mâncat nimic, ca mea. A să găsesc un loc unde să mă cur. Să-mi fac ortoia și fac. Uite, ce faină bancă e aici. Aici e loc de stat, tată. Am unde să găsesc să mă cur, mă. Păi, o parcare. Parcare e tirul, cred că aici mă cur. În parcarea asta de tirul. Da, dar atât cu geamurile pornite. Nici n-am unde. Că... Mamă, data trecută am avut o aventură proastă cu tirurile, mă. Trebuie să nu dea în spate, mă, mâncața și eu eram sub tir, tata. Da, dar n-ai unde ești. Nu mă cuc, eu lângă tirul nu mă cuc. Nu, că vă gătete sunt pauză. O să odihnesc acum dimineață, la 4-5 dimineață, fug băieții. La prima mă întâi cu eu, da, o face gard în gard cu mine. Nu. E aici. La magazin de turnele. Eu mă uit în stânga-dreapta, mă, să văd. Aici. Mă uit în stânga-dreapta, unde? Tot înainte. Am zis eu. Am spus eu chiar mă culc afară. Vă crezi că glumesc. Iar am pierdut cheile. Dacă nu. Aici un de păcănele.
Aici cred că vin toți la păcănele. Un magazin mare, mare de păcănele. Mare. Nu-i zic cum îi zice și nici nu are reclamă pe el, nu-i fac reclamă. Că după aia gangsterii vine aici și își strică toți banii. Mă enervez în stația asta, mă, cu mâncața. Stația asta, îmi pun cort aici. Și aici, mă, cu... Nu fac eu din asta. Hai să vedem, hai, hai. Ești din oraș, ești din oraș, asta este. Găsim din oraș, găsim noi ceva mai la periferie, tati, că dacă stăm așa... Deci până acum n-am văzut nimic ca, în direcția asta. Deci nimic, 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 nimic. E zona industrială. Zona industrială, tati. Și aici... Mamă, iară mângeață mâna, mă. Foarte frig. Deja e foarte frig. La ora asta, 5. E un frig. E, Doamne, fer. Am mai dat ceva vlog-uri astăzi pe TikTok, așa, din mărți, că am avut drum mai lins. Am mai dat iară vreo 20. Îmi scap de mizerie. Asta o să am destul timp. 1000 îmi lăs. Deci 16.000 doar 1000 îmi lăs. 16.000, o singură mie îmi lăs. Atâta, în caz dacă fac un live, să pot să fac live. Restul, jos, nu mai dau la nimeni follow. Eu. M-am trezit că... Deci eu n-am dat la niciodată urmărire, la nici unul, la nici unul. Și eu m-am trezit că de fapt eu urmăream vreo 100 și ceva de persoane, dar ele nu mă urmăreau pe mine. Eu zic, cum Dumnezeu, mă, ce manevră e asta, mă? De când ți-am dat ție follow și am văzut la o grămadă? Eu îi urmăream pe o grămadă, îți dai seama? Eu îi urmăream eu pe o grămadă. Și eu n-aveam timp nici să mă uit pentru mine să mă uit, dar să urmăresc eu pe o grămadă. Trebuie să arunc, să spun în partea aia, sunt oară magazinul. Aici o casă. Acolo un gard, mamă, mamă, pai pârnaie în casa. Cu pârnaie, garduri multe, multe, multe. Un peco. Nu m-am spate la peco, dar peco tare. Ah, păi ies afară, frate. Deja ies afară din oraș, gata. Am ieșit afară din oraș. Hai de capul meu. Nu-i bine, mă, tati. Păi de vânt aici, foarte, nu-mi pun eu cortul aici. Oh, man. Afară, mă, cu că am zis eu. Acolo unde, mă, de la dracu să mă ia. Da, trebuie să mă mai duc mai înainte. N-am, dar nici n-am ce față, că aici n-am. Tot e gard, tot e gard. Deci, cum am zis, mi se... Că nu mică pun și cortul afară, să nu fie vânt. E vânt, îmi pun prelata aia, mi-o ridică în aia. Nu. No. Nu, de tucă. Nu, no, nu, no, nu. No. Mai văd ceva în față. Mai văd ceva. Mă duc până acolo. Bă, ce mie, ce-am fost până aici și ce-i până acolo. Oricum, aici, în zona asta, mă cum și iară oricum ăsta traseul. Ăsta traseul. Am de întuneric. Asta e. Dar aici, în spate, nu pot să rămân. Că n-am nicăieri. Nicăieri. Aici e zonă de... Se vede că mă apropii de Torino. Încep acum. Ai nevoie de o mașină? Du-te la 50 de km de Torino, acolo vei găsi magazinul. Ai nevoie de o mobilă? La orașe? La orașe sunt reprezentanți, atâta. Mergi să arată acolo cartea, uite aici, mobila cu tare, cu tare. De unde vine? De aici. Ia de aici. Din zona asta. Fabrici de mobilă și multe, multe chestii. Am văzut în spate. Am văzut un porc mistres, mâncaia și ciurubelul. Ah, dacă eram în România, îl băgam tată pe geantă, chiar dacă nu-l mâncam eu. Îl dădeam la câini. Îl dădeam la câini, tati. Îl pârjoleam frumos, bam, 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 îl fierbem puțin, îl aruncam într-o baie de ulei, îl prăjeam un pic, mamă, mamă, dacă nu mă mânca câinile, și pe mine câinii. Și pe mine. Da, a fost doar, a fost doar. A, asta e istorie de seară, băieții. Nu, cred că țin mult, că mi-o îngheța mâna. Deci, cum am stat cu mâna în buzunar, nu mi-am dat seama că dacă o să fac live, adică video, story, nu știam că o să mă îngheațe mâna, am uitat. Am uitat, am stat cu mâna în buzunar ca directorii și ca patronii. Mai avem până aici.
un centru comercial dacă ar fi, că acolo mai ești parcări, mai ești chestii, ai tot felul de chestii, unde ai... Am unde spus, eu nu mă pun în câmp din asta, în câmp din asta nu mă pun, frate, mai bine mă pun la unul în curte, tate. În vântul ăsta, în câmp, cum n-ai nicio deschidere de nicări, vezi? Te ridică și pe tine vântul, mă. Mamă, deja aici sunt alte chestii, deci numai o fabrică, e țeapă aici. Deci aici numai o fabrică, deci e un pod. Deci în spate n-am văzut nimic. Și aici, mamă, mai văd lumină mai în față. Deci dacă mai văd lumină mai în față, aia înseamnă vreo 5 km până acolo. Dacă eu mă duc pe drumul ăsta 5 km, e riscant, man. E riscant. Uite acum ce-și dat drumul. Uitați aici. Uitați și la drumul. Deci când am venit toată ziua, umbla pe drumul ăsta o mașină la 3-4-5 minute. Amu, uitați voi. Uitați. Cum vreau să ajung aici unde-s luminile, pe ceva intersecție aici, știi? Aici poate aș prinde ceva copaci, ceva buruieni mai înalte, mai să-mi acopere înălțimea cortului, că asta e important. Să mă acoperi la înălțimea cortului. Nu cred că e magazin acolo, nu cred. Nu cred că e magazin. Nu știu ce e, că nu se vede. Mamă, mamă, dar ce nașpa e, mă. Vezi, deja acum încep să... Eu am știut că așa o să fie, că m-am uitat pe hartă. Eu am văzut că sunt orașele mici, sunt orașe de trecere. Nu sunt orașe de... Într-un oraș mai găsesc, dar bine, nu chiar în oraș. Nu m-am băgat eu în oraș aici. Orașe scase, blocuri, zicite-o mă gata. Uite, pe Torino. Torino. Eu cam știu pe unde, că da, de acolo am venit, cu jos cam. Mă stai să ajungem acolo. Aici la magazinul ăsta, dar nu văd nimic cam. Hai de capul meu. Deci aici trebuie să mă opresc neapărat, mai departe nu mă duc. Mai departe văd niște lumini în față, adică mă bag în alt oraș. Da, mă duc, n-am ce face, asta e că să văd dacă nu găsesc cai, mă duc în altă parte, mă duc înainte, asta e. Dacă n-am aici, ce să fac? M-am mai dus pe noapte, am undeva 2-3 zile, eu mă duc până la 6-7, mă duc pe traseu, acum, undeva 2-3 zile. Mai ales cum e aici drumul ăsta, e perfect drumul ăsta, știi, nu știu cum e mai încolo. Știi, așa dacă ar fi, m-aș duce. Înțelegi? Da, nu știu cum să fac. Nu mă bag aici să văd ce e aici. Mamă, mamă, stai așa un pic, aici... Se pare că aici e autobandă, mă. După cum văd eu. Partea aia aici se autobandă. Și aici... Da, am știut eu. Am avut indicatoarele. Autobandă, ce mă? Aici autobandă, atât că intrarea în autobandă și ieșirea din autobandă. Deci, aici știi ce găsești, nu? Ciuciu. Un ciuciu găsești. Văd un hotel. Văd. E bun, bine că-l văd. Bine că am scăpat, băi, nu mai dorm afară, că văd un hotel. Așa l-ai închis, becu. Ai n-ai unde, mă. Nu-i sigur ce aici. Uite, când deschis, unde? Nu-i sigur. Aia e intrare de autoban, de știre. Intrare și ieșire. De asta e drumul ăsta așa aglomerat acum. Cum mai intră băieții? Mă, la cluburi, la baruri, la restaurante. Ce e astăzi? Duminică. Sau pleacă acasă. Pac, se despart amantele de amanți. De iubire, se trece și duminica pe la mine. Băieții. Vin băieți acasă, gata, au fost vine semnul de duminică, la băută. Da, Milano, Torino, exact. Autobanda soarelui. Mă, cred că e acolo un gard, ia să de ce gard de sală. Apesați cum e unde mă culmă, mie să am o parte de unde să nu mă sufle vântul, aia îmi caut, să-mi acopăr o parte cortul. Atâta. Eu trebuie să mă tot înainte normal, dacă mă duc pe aia, mă duc pe autobanda, n-am cum să mă duc eu pe autobanda. Ce caut eu pe autobandă? Da, uite, așa cam cum e, 14 minute. Uite, și ăsta pleacă pe jos.
același. Bine, dacă e și el afgan, pakistanez sau indian, el nu-și bate capul. Asta e ieșirea de pe autobandă, băieți, și aia e intrarea. Asta e ieșirea. Aici sunt giratoriu, unu, două. Aici m-am gândit, eu după copacea, după indicator. După indicatoare, tati, m-am gândit eu, Alexandria, Torino și alte combinații. Hai, mă! Hai! Nu vin. Era sensul ăsta, giratoriu mare, cu roată, cu gard viu. Eram în mijloc, tati. Da, mai m-am culcat-o așa. Am înghețat mâna. Aici intrarea pe autobandă, uitați, gangster intră pe autobandă. Ioi, mă doare iară. Ia, gata, când porc geanta mult în spate, și am mă doare, nu mai sunt. Deci ce, nu mai? Cam, că n-am văzut. Orice sunt giratorii, aici vreau să mă culc. Venise copaci acolo, a interzis. Parcare arată, dar nu are nimic cu parcare, nu. Deci parcarea, dracu, se pie. Deci are patru copaci. E parcare, nu autostop, e bun. Oh. Da. Deci, parking. Mergem și la parcare. Arată să vedem ce găsim acolo. Deja am ieșit. Aici m-am gândit, dar n-am văzut din nimic. Vezi? Am văzut copacii ăia, am zis gata. Na? Asta e, băieți, mă duc mai departe. Ai, nu-i nimic ca. Nu e un colț care să mă retragă. Eventual numai acolo în parcarea, să văd ce găsesc acolo. Dacă nu, vedeți dealul ăsta. L-am urcat sus. Mă duc în acolo. Nu am ce fac. Am văzut cam de aici, cam pe aici nu mai există trafic, vezi? Nu pare mai există trafic pe aici. Că mașinile mai ce vin încoace vin și se bagă pe autobandă. Mamă, ce e aici pe autobandă? Aici e parcarea asta, să vedem ce e aici. Cum am zis, îmi trebuie doar o parte. Lavagiu camioane, hai să-mi bag piciorul. Și aici vin camioane, mâncați asta. Dar nu știu cum se vede așa lumină pe telefon, dar e întuneric afară, mă. Mă uit pe telefon și mă uit afară, îmi zic, doamne. Uite, aici e drum, încolo drum de țară. Na, aia acolo e un parking Amazon. Bienvenuti, proprietate privată, să-mi bat piciorul. Nu știu să urc podul. Nici aia n-am unde. Fuck. Deci trebuie să urc podul totul. Uite aici niște copaci, ia să vedem ce sunt spatele lor. Ar putea aici să ne băgăm. Uite aici, unde sunt copacii ăștia. Să vedem. Uite aici proprietate privată. Travis, area. E dezvărată, văd niște tiruri acolo parcate. Ia să vedem aici la copaci așa, să nu fie cârnațuri de oameni și astea. Eu îi îmbac cortul, nu-mi vine de... Dar să nu fie cârnațuri. Oh, curent, perfect, aici mă curc. Perfect, tătucă. Aici stă tata. Oh. Și pun, o să-mi pun cortul prietă, fix aici să-mi pun cortul. E perfect. Aici. E asta gaz. Asta e gaz, mă. Cabana metan, e gaz, mă. Mamă, nu lasă gaz, mâncați așa. Nu lasă gaz aici. Unde e dracu? Care miroase a gaz aici, mă? Mă neg dracul, prin asta n-am mă trezesc. Hai să vedem cu ce este. Cu parcare de tiruri. Aș pune și aici. Mamă, de nou ori pe deal. Ce fac eu aici, mă? Nu să vedem aici. Vezi, astea, stai să vedeți și reacția feței. Ce fac eu, tătuc, aici? Acolo era perfect, dar miroase a gaz, mă. Băga-mi așa piciorul să-mi bat. Mă duc mai departe. Mamă, ce perfect era acolo, miroase a gaz, mă. Nu vreau mâine să... Afară, mă, cu că am zis eu. Oh, perfect, aici.
Hai mă, ba, lasă ce ești. Am o parte între... Am ia fuc, am fuc un pic drumul, mașină, uite aici, mă, ba. Aici. Am o parte, am. Mă, ba, chiar acolo, la partea aia, unde e conică. Și aici sta. Asta e. Mai e bun loc, nu mă duc mai departe, că și obosit, mă. Mai am mulți kilometri până ajung acolo. Deci, aici, bun cortul, dar asta este. Da, după cum vedeți, se pare că mi-am găsit direct la stradă, toate mașinile care vin încoace, mă va vedea dimineața. Dimineața, când se va face dimineață, toate mă vor vedea. Asta este, ăsta e locul care ni l-am găsit. Deci, aici ne culcăm. Nici mă interesează. Oh, s-a închis. Nu s-a închis. Nici mă interesează dacă am semnal sau nu. Nici nu mă interesează. Aici e portul. Frumos, e leg de asta, din bara asta, am leg prelata. Și la revedere, tati. Asta e. E și obosit. Am făcut mulți kilometri astăzi. Mulți. Căți m-am făcut peste 30. Nici mi-a venit să cred câți kilometri mai am până la Torino. La oare mă vedeți, mă? Da, mă vedeți cumva. Nici nu mi-a venit să cred câți kilometri mai am până la Torino, da? Cât îs, acolo sunt, ai mei sunt, puțin sau mulți cât sunt, îs ai mei. Da, acum ne face și cortul, băieții. Și ne băgăm în el, că e mai cald în el. Fric, unde să mă duc? Unde să mă duc? Să fac ce? Aici, cum ați facem astea. Și mai băga în cor și voi mânca, că eu n-am mâncat nimic astăzi. Știți ce zic, nu, băieții? Știți ce zic, nu? Asta am zis, băieții. Asta. Încă seară am avut o noapte foarte friguroasă din cauza că nu mi-am putut cu mâine prelata pe cor și mi-a intrat tot frigul ăla în cor. Da, asta e, aici ne-am găsit, aici nu e al lui nimeni, aici e public, e drum, aici e parapetezi, dacă cumva o mașină își face combinația, deci e public. Asta e, și după mine, din ce în ce, nu mai accepti condițiile, deja parcă am vrei ca pe final să găsești tot condiții din alea șmechere, ca în vară, frumos, pe plajă, pe manevre. Ar veni, nu mai te mulțumești cu nimic acum, mai ales că șifrii. Mai ales că șifrii nu te mulțumești cu nimic. Era perfect acolo, dar miroase a gaz. Perfect, acolo era perfect. Mamă, dar era perfect, perfect. Dacă era de curent, era perfect, dar era gaz. Mamă, și-o mirosit. Poate mi-a intrat în cor mirosul și mi-a necat în dracul, mamă, de dramadoază. Eu l-am avut pe un prieten care a murit necat de gaz. M-a umflat prin el. Avea mașină pe gaz și nu știu ce a făcut-o, a dormit la volan și a pus-o parcare să doarmă și nu s-a mai trezit. Avea mașină pe gaz. Și asta e, cu gazul, băieți, cam așa se întâmplă. Ei, mai aveți un film că dacă a prins lumina, explodează dracu. Dacă ai scurt circuit în casă și gen, scurt circuit în priză, adică genul că când bași priza, îți face flamă în priză, atunci da, dar și atunci să fie mult gaz să acumuleze. Astea sunt filme ce vedeți voi cu gazul, că te-a prins becul și explode. Astea sunt filme, frate. Astea sunt filme. Da, te lăsăm noi filmele, că noi uite aici trăim filme reale. Băieții, dacă am semnal, voi șterge 5.000 din listă. Din lista de masă Dragiei. Ai văzut că ea e de prieten și pe aici în jură. Că era prieten, pe ăla l-aveam în listă. Vezi că asta se dai, cere de prieten, dai faloga și pe aici în jură. Stai așa că vă șerge acum. Așa. Stai așa, dacă nu mai faci timpul și să-mi pierde pe mine. Da, ca să vedeți pe care e șmecheria, voi. Ați văzut-o? Pe live, pe față, ați văzut cum îmi găsesc eu loc de dormit. Da.
mașinile se uită la mine, o dat fază lungă să mă vadă. Mă, doare în 14 de ore. Acum nu mai dau nimic pe nimic. Dar să-mi place, frate, eu la fel fac și eu. Și eu vă dau. Nu-i dimineață, strângem cortul. Ne apropiem de Torino. Mâine, da, ne apropiem de Torino, băieții. Încerc să nu vorbesc singureală. Măcar bine că am filmat faza cu portul. Și o am acolo pe treabă. Da, băieți, vedeți, așa e, ea mi-a făcut-o toată vara, toată iarna, tot două ierni. Deci iarna trecută cu iarna asta adunată, deja am o iarnă. Aproape. Făcând terminul să am o iarnă. Tot că sunt terminul să am o iarnă în bașe pe față. Asta am făcut tot timpul. M-am culcat unde a fost loc. Niciodată nu am ales. Aici mă culc, bine. Dacă ai mai multe viziuni în față, mai te duci pe alese, știi, când ai mai multe viziuni. Dar când ai văzut, ai văzut un tuneric, ciuciu. Eu știu că aici așa o să fie, pe zona asta. Eu am, cum am văzut traseele. De asta am cu mulți kilometri. Eu cum am văzut traseele, eu m-am dat seama că o să fie așa greu de găsit de pus cortul greu. Am văzut traseele, de tătucă, aici sunt manevre și aici nu mă bag. Da, și ce faci noi acum? Așa, da, bă. Așa. Trage-mi corp așa, să fie pe direcția asta. O, mă, mai un pic. Mă, un pic, mai un pic. Îmi bag așa între copaci. Să fie că mai și drept așa. Stați așa. Da, mai pe drept. Așa. Să fiu cât mai aproape de parapet. Vedeți, da, mai vedeți, mă. Închideți. Nu ați văzut. Da. Și acum îl pune astea în corp, spre latele, și trebuie să scot din geantă, să pună aia de against, mă. Aia că se camuflează. Da, dar vezi că am băgat-o în fund din genții. Ca să-mi ține și iudă, mă, cred că. Am băgat-o în fundul genții ca să nu-mi intre apă pe haine, să nu se ude haine pe când îmi fac corpul. Nu te tată, nu te uita, ce te uiți așa? Încă un uitat unul la mine, gata, ce-ai gândit că fac aia? Nu fac corpul, te tupă. Fac cortul, mamă. Hai să ieși luni dimineață, mâine. Mâine, luni dimineață, mâine trece mașinile din pe direcția asta. Să vezi ce o să fie aici pe drumul ăsta. Păi să vezi ce o să fie. Ce o să fie. Da, băieți, cam asta e treaba. Cortul pe partea asta. Hai, mă, ce doamne, mamă, dimineața nu le mai descarc, eu le tau. Nu le mai pot desface, că mi-e îngheață mâna, știi? Deci mi-e îngheață mâna și nu le mai tau. Nu le mai tau. Oh, asta nici nu mai pot desface. Nu credea că așa le pun sopul. Nu știu cum dacă suflă vântul. Hai să o punem aia, că nu cred că suflă. Dacă suflă, mă dau repede jos și îmi nemi și surete și mi-e fac rapid. Și surete de fapt, tot timpul. Aș găsi niște bolovani, aș pune pe partea aia. Na, pe partea asta e ok, știi? Pe partea asta e ok, dar pe bolovan dacă aș găsi. Auzi ce e aici? Voi auzi și eu. Mă, voi auzi, s-a auzit, mă.
ieșire. Da, băieți, asta e. Asta e. Nici o problemă. Ne descurcăm, dar mai trebuie o bucată de șiret. Și unde să mai arăt? Da, așa că iau plasticul de la stativ și da. Da. Băi, cam lung, dar știți cum e. Video. Nu, no, trebuie să dau până la capăt ca să fie tot. Totul până la capă. Băieți. Cu băieții de băieții. Da. Am pus-o și asta, mai aici. Da, asta a fost, băieți, cam asta a fost. Gata, corpul e gata. Mircea. Stativul înăuntru. Umbrela. E, mă, umbrela. Umbrela de sus. Da, ce să vă zic, băieții, v-am pupat, ne auzim în alte povești, în storie dimineață. Doamne ajută, noapte bună, pa, pa. Noapte bună.